În timp ce tot mai multe vedete se îngrămădesc la clinicile de chirurgie estetică pentru a-și mări sânii, mai sunt și personaje care se plâng că natura a fost prea generoasă cu ele. Anca Badiu este una dintre ele. Cântărața vrea să apeleze la un chirurg pentru a-și micșora bustul. Chiar dacă multe femei sunt invidioase pe ea pentru că natura a înzestrat cu un decolteu atât de generos, Anca Badiu nu se simte deloc bine în pielea ei. Când reața vede acest dar ca pe o povară, tocmai din această cauză artista a încercat întotdeauna să poarte ținute care să-i acopere sânii cât mai mult posibil. Eu nu le înțeleg pe fetele astea din România, multe dintre ele foarte frumoase de la natură care își pun silicoane. Mai mare nu înseamnă neapărat mai bine, plus că plasticul nu poate rivaliza niciodată cu naturalul. Ar trebui să înțeleagă că ar fi mult mai frumoase dacă nu și-ar face totul atât de mare, nici buzele, nici sânii sau fundul. De acum însă, vedeta este hotărâtă să ia măsuri pentru a nu mai fi nevoită să-și acopere bustul. Am fost de două ori la medic în Statele Unite și odată în Italia ca să mă consultă pentru operația de micșorare, dar când mi-au explicat procedura mi s-a făcut frică și am renunțat. Dar acum sunt foarte hotărâtă să mă operez. Mai aștept puțin pentru a slăbi și voi merge sigur, pentru că mie chiar nu-mi plac să ni atât de mari. Acum nu rămâne decât de văzut dacă nu o va mai părăsi din nou curajul atunci când va da ochii cu un chirurg.